articolul 134 a mea primul literar și al meu 3 literar din 90 în 17-19 a fost publicat instituția primară 89 din 1918, dată ușurită ordinară de astăzi 25 august, ora 12. Din cei lucruri și consilierul local, care cum punctul publicat sunt prezenți 9. Deci domnul Macadar este în concediu, iar domnul Ianache, 10 piciate s-a făcut. Deci fiind de prezent majoritatea Consiliului Local, prin cei de la Consiliu și poate începe lucrările. Având în vedere prevederea la articolul 138 al amendamentul 15 din ordonanța Guvernului, supun pe aprobare procesul de vot dictat la ședința anterioară. Cine este pentru? Potrivă? Deci a fost adoptat. Mă aștept după ce fără doamna de la expozitie. Acum, domnul președinte, vă rog. Mulțumesc pentru încrederea acordată și promită pe conducerea lucrării de ședinței conform normelor legale și democrație. Să dăți trei ordine de zi. 1. Proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor de urgență familiei Mocanu Cheica și Codelu Alina în sumă de 2000 de lei în scop construirii fundate la camere de lotii construite de DGA Sfântul Brotău prin proiectul Servicii Sociale pentru tinerii aflați în dificultate. Inițiator primar în ziua de acolo. Proiectul de hotărâre este împărțit de raportul compartimentului de specialitate și de referată de aprobarea comandă. Comisia se realizează centrul de convenție. Comisia pentru Programe de Dezvoltare Economică Socială, Buget, Finanță, Administrarea Domeniului Public și Privat, este cele trei comisii. 2. Prevederi de hotărâre privind rectificarea bugetului local pentru trimestru 3 al anului 2020, inițiator primar Victor de Acolo. Proiectul de hotărâre este împărțit de raportul compartimentului de specialitate și referat de aprobarea primară. Comisii de care vizează cele trei comisii. 3. Diverse proiecte de hotărâre privind aprobarea contractului. Aici e suplimentar. Da. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractului de asociere privind finanțarea activității de protecție de tip rezidențială a persoanei cu handicap care va fi încheiat de perioada iunie-decembrie 2020, respectiv ianuarie 2 iunie 2021. Inițiator primar Victor de Acolo. Proiectul de hotărâre este însoțit de raportul compartimentului de specialitate și referat de aprobarea primară. Comisia care vizează Comisia pentru Administrare Publică, Juridică, Apărare Ordinii și Limite Publice a Drepturilor Cetățenilor. Atât. 2. Proiect de hotărâre privind completarea domeniului privat al Comunei Acăman, județul Bacău, cu o autoutilitate, cu bine vasculabil și accesorii răspânditor material antiderapant. Inițiator, primarul Victor de Acolo. Proiectul este însoțit de raportul compartimentului de specialitate și referat de aprobarea primară. Comisia care realizează cele trei comisii. Supun spre aprobare ordinea de zi, complet în bună prezentare de decât. Cine este pentru? Se abține scandală. Intrăm în ordine de zi. Proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor de urgență familiei Mocanu Cheica și Stolero Alina, suma de 2000 de lei, în scopul construirii fundației la camere ce vor fi construite de DGASPC Bacău, din proiectul Servicii Sociale pentru tinerii aflați în dificultate. Avizie Comisia pentru Programul de Dezvoltare Economică și Socială, Buget, Finanță, Administrare, doamna Gabriela Nică. Comisia avizează favorabil proiectul de hotărâre. Domnul Macadam. Comisia avizează favorabil. Domnul Rus Alexandru. Comisia avizează favorabil. Materialele au fost analizate și dezbătute în comisie. Acum mai vreau și în astea cuvântul. Eu am văzut. Domnul. Este normal, omenesc și unitar să întindem o mână de ajutor unei familii nevoiașe, cu multe suflete. Am înțeles că trăiesc 9 suflete într-o singură cameră. Copiii sunt îngrijiți, îi trimite la școală, mama are grijă de copii și e ceva firesc să putem să, și să vrem să ajutăm și să întindem o mână de ajutor cât de mică și cât se poate. Da. Acum mai trebuie să-mi domnul și eu. Da, îmi doresc, am solicitat și comisie, dar familia asta a mai fost ajutată, într-adevăr, e o familie numeroasă, trebuie să-i ajutăm, mai ales că noi doar finanțăm numai fundația.
celelalte lucrări care sunt făcute de ZAPP Bacău, sunt de acord, nu luăm în calcul, că într-adevăr discuții sunt contra și pro, că familie numeroasă, în momentul când ai o familie numeroasă, trebuie să știi și ca copii în drum și cum îi dai educație în viață. Dar într-adevăr, mama se ocupă de copii, bă, prin ieșiți, vin la școală, tatăl mai lucrează și el unde poate, asta e situația. Nu putem să-i întrerupim câți copii să facă fiecare mamă sau fiecare familie. Este libera lor de opțiuni și noi din partea noastră continuăm. Sper că nu este o supărare și nu ne mulată nimic împotrivă ca să-i ajutăm. Iar copiii să fie sănătoși, să aibă grijă, ca în viață și scoiască Dumnezeu. Vă mulțumesc! A fost un proiect de hotărâre în formă prezentată de cei cine este pentru. Împotrivă, se abține. Se trece la următorul punct al ordinii de zi. 2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pentru semestrul 3 al anului 2020. Avizul Comisiei de Program de Dezvoltare și Partea Online. Comisia a vizionat favorabil proiectului. Domnul Rusu Alexandru. Comisia a vizionat favorabil materialele a fost realizate de dotări comisii, mai văzut și nu astea cuvântul. Dacă nu supun la vot, proiectul de hotărâre, nu prezintă autorizare cine este pentru. În proiectul de hotărâre, se trece la următorul punct al ordinii de zi. 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractului de asociere privind finanțarea activității de protecție de tip rezidențial a persoane cu handicap care va fi încheiat pe perioada iunie decembrie 2020, respectiv ianuarie 2 iunie 2021. Comisia juridică, domnul Alexandru. Comisia a vizat favorabil proiectul de ordine de zi. Și aici materialul a fost analizat de dezbătăte în comisie, dacă mai dorești ceva să ia cuvântul. Nu. Dacă nu supun la vot, proiectul de hotărâre nu s-a prezentat de efectiv, cine este pentru? Se trece la următorul punct al ordinii de zi. Proiect de hotărâre privind completarea domeniului privat al comunei Arbioan, județul Bacău, cu auto-utilitate, cu bienul vasculabil și accesoriul răspânditor material antiderapant. Comisie, doamna Gabriela Nichi. Comisia vizată favorabil proiectul. Domnul Macadam. Comisia vizată favorabil. Domnul Rusu Alexandru. Comisia vizată favorabil. Materialele au fost analizate, dezbătute în moment, dacă nu mai dorești totul să ne dea cuvântul. Dacă nu se pun la vot, înțeleg în forma prezentată. Cine este pentru? Nu, poate. Mulțumim. Diversul, dacă vrea să scrie cineva la cuvânt. Nu mai avem două puncte, ca să nu avem două puncte. Da, da, da. Aș dori să fac o precizare, în modul că începe campania electorală în câteva zile. Cu stupoare remarc că s-a cam furat startul la această campanie și nu e vorba că s-a furat startul. La urmă, o mică campanie s-o face în decursul unui mandat, cum s-o face în ultima săptămână. Și la modul cum s-a început, cu mizerie și cu denigrare de persoane și de familii de persoane. Un lucru foarte urât, care nu știu cum pot să ieși în lume, mințind și arătând cu noi în unele persoane. Faptul că a apărut acel reportaj de deșteptare, ca tu mai reține, dat cu domnul senator Miron Smarandrache din partea PSD, care se referea la ceea ce am discutat noi și în comisie și în ședința de astăzi, că primarul Comunei Ardeoani alocă fonduri pe calamități și își face campanie pe banii respectivi, împărțind la oameni câte 2000 de lei, la persoanele defavorizate. S-a discutat și a văzut că nu este așa, că
Familia Mucan de foarte mult analizată. Acum a venit hotărâre și am decis cu toții, și chiar toți în unanimitate am fost de acord, să ajutăm cu 2000 de lei. Nu pentru campanie, ci pentru a face un ajutor firesc, omenesc, cum am zis. Văzând că a fost informat greșit, a retras acel reportaj. Nu știu ce ei s-au asumat, este o minciună ceea ce au dat public. Trecând asta, apar poze în același ziar deșteptare. Poze cu faptul că nu este asfalt în fața primăriei. Nu știu dacă era chiar necesar asfalt în fața primăriei, dar totuși este. Deci asfalt este în fața primăriei. Cum putem minți așa? Normal, dacă nu venim la ședințe decât când e camera, poate nu observăm. Sau nu interesează. Venim doar să punem intenționat. S-a întâmplat de fiecare dată. Comuna Ardioan a trecut pentru un calvar. Și multe comune n-a trecut din această țară, poate niciuna. Insolvența, și o știm cu toți. Nu e ușor să lucrezi, să ai ani conturile blocate și să încerci să faci ceva. Mulți ar fugi. Nu, noi denigrăm omul ăsta. De acolo, primar, a venit și doarme la primărie, asta spune. Nu, altul fugea, nu stătea să ducă crucea asta. Și totuși, el ce-a făcut? S-a zbătut și a scos-o la cap. A scos-o la cap. Școala, că de acolo ni se trage, a fost ambiția fiecăruia dintre noi. Pentru ca copiii noștri să învețe într-un mod civilizat, să aibă condiții de norme europene și să nu mai stea în fric, să nu stea împărțiți, că aveam grădiniță și școală 1-4 la Ilici, aveam grădiniță prin Slat, aveam grădiniță la Praslău, aveam grădiniță și școală la Leontinești. Nu îngheață copiii de fric, învață în condiții normale, în condiții optime. Încă ceva, profesorii, dacă până acum fugeau de Ardeoan, se luptă pentru posturi la școala Ardeoan. Pentru că e o școală nouă, e o școală respectată, e o școală la drumul național și toți sunt mândri că fac parte din această școală. Și chiar dacă prețul a fost mult prea mare, s-a meritat. Școala este aici. Și insolvența a trecut. Mințim și spunem că avem proiecte de asfalt, de gaz. Astea sunt proiectele, noi nu sunt la lipsă de proiecte. Sunt finanțate și vi s-a prezentat în ședință. Sunt finanțate. Că vrem sau nu vrem, în câteva zile începe licitație. Să va fi asfalt la Ardeoan. Că vrem sau nu vrem. Faptul că am fost ținut atâția ani în insolvență, din 2015 școala a fost achitată și s-a dat atâtea și atâtea amânări. Nu ne-am pierdutat. Nu am putut face foarte multe lucruri, dar s-a făcut. Dar s-a făcut. Șanturile, cum spuneți în ziar, nu sunt înfundate. Muncim și facem în continuare, am făcut și facem. Sunt rigole betonate, sunt șanturi moderne, o să vină și asfaltul. Dar nu sunt înfundat. Am avut acum câteva luni și cred că vă aduceți bine aminte, a fost un antreprenor de aici, din zona la noi, și ne-a propus să îi dăm lui contract de dezăpezire. Și a fost cu stupoare și lui mirarea că noi nu avem contract de dezăpezire cu nicio firmă. Noi muncim noi. Și nu a fost în nicio iarnă, nu a fost nici măcar o zi un drum înfundat. Nu a fost niciun drum înfundat, s-a dezăpezit, s-a muncit non-stop cu utilajele care le avem. Și de asta s-au cumpărat utilaje ca să putem face treabă noi, pe bani puțini. În iarna trecută n-a dacă niciun dați, zi, dacă îmi dați voie să vorbesc. Dacă îmi dați voie. Nu vorbesc de iarna trecută, vorbesc în toți anii așa. Da? Deci nu am avut nicio zi drumul înfundat. Când DN-ul a fost înfundat. TN-ul a fost înfundat, autostrăzile au fost înfundate, noi nu. Noi am lucrat un utilaj, cu tot ce am avut, am prășteat antiderapant și s-a circulat. Au fost drumuri circulabile. Da, vrea PSD-ul Ardeoan, normal că vrea.
Dar azi să-mi aminte până în 2004 cum arăta Ardeoan, cum arăta primăria. În primărie nu erau birouri, erau mese. Nu se știa de birouri. Cum arătau drumurile? Domnul Popa, dacă doriți, nu v-ați înscris la făcut. Dacă doriți, mă lăsați să vorbesc. Ce nu vreau să luați întrebări? Nu vreau să luați întrebări. Nu vreau să luați întrebări. Domnul Popa, vă rog frumos. Lăsați-mă să-mi dau ideea ta. La ordine. Drumurile nu sunt asfaltate, dar nici nu sunt impracticabile. Mergeți pe Dianca, mergeți unde vreți. Nu sunt impracticabile. Le-am menționat. Domnul Popa, dacă mă lăsați să vorbesc, vă rog frumos. Lasă, nu puiți la strează. Drumurile astea sunt bune. Domnul Popa, ce intervenență? Avem proiect de asfaltare. Avem proiect de asfaltare. Finanța. Și mai ce de asfaltare? Sunt curios dumneavoastră ce proiecte aveți. Spuneți că nu s-a făcut nimic. Păi cum să știți că s-a făcut ceva când dumneavoastră n-ați participat la o comisie de recepție? Nu ați participat la o recepție. Nu, nici noi n-am fost invitați. Nici noi nu am fost invitați. Dar ne-am informat că de asta suntem consilieri, nu să venim prin camera, să ridicăm mâna și să punem bețe în roate, să dăm bine la camera. Nu punem bețe în roate, am ajutat. Ne-am informat și ne-am dus. Și la pod, și la asfaltare, și la toaletarea copacilor, ne-am dus. Și-am făcut. Nu ne-a invitat nimeni. Nimeni nu m-a invitat. Nu. Și că n-a semnat, pentru asfalt, de excepția. De ce nu s-a executat asfaltul? Dumneavoastră, în 2018, ați votat împotriva primirii niște bani. Bani au pe care mi-a dat. În 2018, în iulie sau august, domnul primar, dacă vreți să mă ajutați, eu vă ajut. Ați votat? Deci mi-a spus da? În momentul când arunci cu niște acuzații grave, trebuie să vii cu argumente. Clar? Spun, mi-ați scos ochii că ați făcut nu știu ce parcare la Ilești. Nu zic nu. Probabil. Nu știu care, nu știu, n-am văzut. Dar de ce să zic că nu? Probabil ați făcut. N-am zis niciodată ajutorul care l-am dat eu personal către Biserica de la Ilești, că acolo m-am crescut. N-am zis. Stația audio de la Ilești. Eu am plătit-o. 12.000 de lei. Omul ăsta, bătrân cum a fost, a umblat ani de zile la hram, la sfințiri, la biserici. Și a strâns bănuț cu bănuț și a ajutat. Știu, și cu ajutorul domnului Iacu, când era domnul Rusu, știi foarte bine. Eu am mers cu domnul Iacu, domnul Iacu, ferească Dumnezeu. Da? Lasă că vreau face că-i spune și de Iacu. Ferească Dumnezeu. Având în vedere Biserica la Ilești, da, cu mare mândrie spun, nașul meu, el a avut inițiativa asta. Și mă mândresc că-i nașul meu și a avut inițiativa asta. Da? Da. M-a minunat faptul că de comunitate, o comunitate mică care se vede în ajutor. Atât cât a putut fiecare. Atât cât a putut, a dat. Și s-a făcut. Și o biserică frumoasă la stradă. Cu toate că e o parohie foarte mică. Dar asta înseamnă unitate. Asta înseamnă unitate. Un alt ajutor și un alt exemplu bun care vreau să-l dau. Bunul meu prieten Ludovic Selenic. Venit aici, venitic. Poate probabil și nu știți mulți dintre voi. Mă refer la tinerile mitică lungă. Da. A făcut ca... A avut un necaz în familie zilele astea, perioada asta, și a murit bătrânul Dorumbe. Și a fost cu stupoare cu pandemia asta, că trebuie să urce fiecare băbuță la deal, la biserică. Și și-a luat el fapta asupra lui, hai să fac ceva. Și a făcut o casă mătoară. Iar m-a minunat faptul că pe lângă el au sărit oamenii în ajutor. Fiecare cât a putut. Am contribuit și eu, au contribuit prieteni de-ai mei. Ne-am făcut o comunitate. Hai să facem. Și-l felicit pe chestia asta. N-am vrut să zic public, nu. Dar credeți-mă că investiția lui a sărit de 5.000 de euro acolo. O ambiție. Și a fost gata în 2 săptămâni.
Și un om simplu, muncitor, nu îl dă bani afară din casă. Dar a știut să pună omul la treabă și să adune oameni, oamenii buni, de care avem nevoie în comuna asta. Nu mai spuneți că nu se face, când nu vreți să vedeți că nu se face. Deci nu vreți să vedeți. În 2016, când, înainte de alegeri, am avut inundații. Știți foarte bine ce s-a întâmplat. Noi n-am mai, am încetat campania electorală, am făcut un cizm cu pompe și am scos din fântâni, din beciuri, mâri din case de la oameni. A doua zi ce să facem? Să strângem mizeriile care erau aruncate, afișe electorale. Da. Acum am pus coșuri, domnul Popa. Nu trebuie să le mai aruncați, trebuie să le puneți direct în coș. Că de asta am pus coșuri să nu se mai facă mizerie. Noi mergem și strângem. Noi mergem și strângem mizerie. De ce nu aveți tăria să-i dați omului în mână și aruncați? De ce ne denigrați? Arătați ce puteți face dumneavoastră, nu ce v-a spus împotriva de a face ceva. Arătați ce puteți dumneavoastră. Pot și o să arăt. Da, foarte bine, foarte bine. Dar duceți o campanie curată, nu duceți o campanie murdară. Nu încercați cu amenințări, primesc mesaje de amenințări cu familia. Domnul Popa, merg pe stradă și știu că sunt un om cinstit și dacă mănânc o pâine, o muncesc. La fel și eu. Foarte bine, n-am zis altceva. O muncesc. Și știu să-mi apăr familia și știu să am grijă de familie. Și dacă e vorba să-mi se amenințe familia, știu să-mi apăr. Știu foarte bine să-mi apăr. Credeți-mă, totul până acolo. Cred că punctul sensibil pentru orice om e familia lui. Și e foarte urât. Și foarte urât, nu vreau să zic acum ședință, dar știți foarte bine despre ce e vorba. Nu știu. Știți foarte bine, ieri că am primit mesaje de amenințare. Nu știu. Bine, mă bucur că nu știți. Mă bucur că nu știți. Dar, vă spun, îmi apăr familie și orice pâine care mănânc, o muncesc și timp. Nu sunt sluga nimănui. Muncesc atât cât pot, am atât cât am putut să strâng și ăsta sunt eu. Nu cred că m-ați văzut beat, nu m-ați văzut drogat, nu m-ați văzut, niciodată. Eu sunt unul care nu consum alcool, foarte rar. Nu sunt un alcoolic, dar sunt foarte rar consum alcool. Vă mulțumesc, mă. Domnul. Vă doream. Domnul. Domnul. Da. Da. Lăsați-mă. Da. O să-ți spun și-o câteva copii din partea. Da. Da, cât mai scurt și cât mai scurt. Da, ne scriem la cuvânt și atunci nu oprim nimeni pe nimeni și poate am terminat. Atunci sporim, 5 minute, 10 minute ca baron. Da, domnule președinte, da. Domnul consilier Cosmin vorbește de denigrarea unor persoane pe pagina de Facebook. Eu vreau să spun și se vede clar că pe pagina de Facebook al fiul primarului Diaconu Ștefan am fost defăimat și denigrat în toate felurile, chiar și poze cu caricatură, cu tot. O să dau în judecată pentru defăimare. Și eu n-am comentat nimic, n-am zis nimic. Le-am văzut și aici închei punctul ăsta. Așa. Vreau să spun, domnul Cosmin, că ați zis că să începem o campanie curată și civilizată. Dar, așa este, ne acuzați pe noi, tocmai cei care faceți lucrurile astea. Primarul de față l-a sunat pe consilierul Diaconu Neculae într-o seară și l-a amenințat că vine peste el în casă, îi violează soția de față cu el, îi răpește nepoții, cu la lui de față, îi dă foc la casă. De ce l-a lăsat pe el să spună lucrurile astea? Da, corect, eu spun ce mi-a zis și că m-a acuzat personal că dacă o să candidez, mă omoară. Sunteți de acord, nu te cunoașteți? Dar puteți doveni. Păi mincinosule. Nu mă, doamne, mă, mi-a zis dacă mă mincinos. Poți să mă omor, ce mă? Mă, te duc la pușcărie și las în toate alții pușcărie. Ești un mincinos, asta ai făcut toată viața. Nu vreau să intru în dialog cu tine. Dar nici eu nu vreau, dar m-ai amenințat cu moartea. Și vreau să știi public. Bun.
Altceva, în ședința de 24-5-2018, când s-a investit consilierul Enache Ștefan, deci în ședința respectivă, s-a aprobat amenajarea șansurilor pe ulița de la Bani, de la Bălan, până la Pasco. Acum, dacă mergem, acum după ședință, dacă mergem, vom constata că de la Dursul la Del nu sunt amenajate șanțurile. Este pământ cu vegetație. Deci nu sunt șanțuri betonate. În schimb, în fața la Munteanu Andrei, acum de două zile, am constatat că un șanț betonat de 2-3 ani s-au betonat toate șanțurile. Au fost scoase rigole în afară cu plăcile de beton, s-au depozitat lângă cele trei fântâni, după care au fost anunțate persoane de cine acolo să le ia și pentru un vot, să mă voteze. Și să pune alt șans, facem alt șans. Cu ce bani ar fi trebuit să continuăm șansul? Nu să înlocuim șansurile cum locuia Ghideanul la București, bordurile. Domnul consilier, dar șansul ăla nu l-am făcut noi ca într-un noi. A fost comis. Și referitor la proiecte, da. Voi face proiecte europene. Vezi, bani. Voi face dacă voi ajunge primar. Alea avem făcute și finanțate. Începe licitația. Ce așa era și în 2012. Mi s-a prezentat. Și atunci mi-a prezentat. Nu mi s-a prezentat nimic. Eram în insolvență, vorbi prostii. Eram în insolvență și aveam conturi blocate. Nu puteam beneficia de PNDL 1, nu puteam beneficia de PNDL 2. Nu mă întrebiți. Deci, doamnă, să spune, proiectele începutele continuă cel care va urma de data alegerilor. Asta e clar, pentru că e de nici eu. Păi insolvența provocată domnul primar de acolo, deoarece este principalul ordonator de credite. Da. Dumnealui a luat hotărâri. Se știe clar, a făcut și... Mă rog, dar... Dumnealui, ce decizie luați atunci? Ce decizie luați atunci? Dacă trebuie să am finanțare și după aceea lucrăm de construcție. Domnul Popa, nu sunt primar. Lucrăm cu bani, lucrăm cu bani, bani publici. Domnul Cosmin, informează. Nu cred că unul are dreptul să-i devine ceva și domnul. Aia era să... Nu-mi place așa. Sunt alegători. A zis fără cearcă de la început. La unul răbim, nu se poate. Dacă poți mai interveni, lasă domnule să spună omul fiecare. Să vă rog frumos. Bun, și eu frumos. Ce e? Mulțumesc, am zis că am zis că am zis că am da? Bun, eu am ascultat într-adevăr timp din 2004 toate ședințele la care a participat. Nu vreau să iau cuvântul absolut deloc, dar domnul Cosmin, eu v-am respectat și eu sper că respect foarte bine. Cred că am respectat pe toți consilierii și cetățenii cu marge. Ați vorbit de emigrare. Nu mă interesează pe mine cine face de emigrare de la Bacău, de la București, de la Oxford. Eu am fost emigrat, într-adevăr, știți prea bine, de multe ori și vă dau exemple. Și eu nu mă bucur decât cu exemple clare și cu dovezi. Cine asumă și vrea să spună o chestie de genul ăsta, că nu este adevărat, că fiecare în campanie electorală greșește, face cu intenție, face cu rea credință, anumite chestii și de migrare, să înșeală. Am fost de acord, dom'le, haide să lăsăm, ca cetățenii ăștia, să aleagă într-adevăr, ce-a făcut actualul primar? Bun sau rele, haideți să lăsăm să aleagă. Vor să meargă în continuare cu actualul primar și cu echipa pe care o să o considere din bună credință consilierii care formează Consiliul Local, dar nu este și o schimbare. Nimeni nu e prins în cui, nimeni nu este nemonitor, nimeni nu este chiar atot puternic. Dar totuși am o mare rugăminte. Haideți să ne respectăm. Eu nu cred că nu am nimeni, nici chiar dacă am vorbit cu unul, cu altul, cu un vecin, cu un cumătru, nu este normal să-i spui omul, băi, de ce ai vorbit cu ăla asta, de ce ai vorbit cu ăla. Eu vorbesc cu toată lumea. Așa cum am respectat pe toți consilierii, fie în opoziție, fie consilieri din echipa PSD-ului.
cu școala, deci s-a construit școala, să nu mai aud, chiar dacă nu mai fi consilier în consiliul local, pe cineva să spună că nu a fost bun în școala, că nu a fost la timpul potrivit și la locul potrivit cu sătătul câteodată, asta cu totul altceva. Dar toți am zis că școala a fost bună pentru copii și nu știu ce. Datorită școlii ne-am dus un pic în cap și știți cu toții și adevărat că am suferit. Că a fost o neglijență, că a fost o chestie, când a dat guvernul, când a dat, mă rog, Ministerul Dezvoltării, când s-au blocat, s-au schimbat guvernul, s-au schimbat între ei. De acord, dar au rămas în tine cel acolo. O vine cine o vine, că știți prea bine, s-au achitat toate relatele din toată țara. O intrat și comunul Ardioan. Când s-a dus domn primar la București, când s-a dus consilierii la București, dar PSD-ul a achitat ca așa au fost să fie ei la putere în momentul respectiv și am achitat școala asta și am scăpat de papuștea asta care era pentru comuna Ardioan, pentru care am suferit într-adevăr că n-am putut să dezvoltăm mai mult în perioada respectivă. Fără salarii, fără anumite chestii, da? Știm cu toți. Ei, de acum încolo, proiecte care sunt. Vă dau răspuns, domnul Cosmin, ceea ce vrea să facă fiecare candidat cu proiectul lor este treaba fiecare candidat și fiecare partid. Niciun proiect care a rămas de la alții, și avem exemple, vreți să vă dau de exemplu lui Sefică de la Somă, a avut proiect început de X și l-a continuat Y. Asta e. Nu înseamnă că cineva nu se un proiect care este început acum sau finanțat. Că urmează că l-ai avut finanțat și l-ai pus în practică. Ok? Cu altul după tine și l-a pus în practică, lumea o să te ui, făcut pe timpul lui Rebic. Nu, domnule, așa e. Domnule, nu te dau lui. Așa am făcut și noi. Și cu proiectul cu apa pe primar. Cu Petrarul a fost proiectat atunci înainte, nu știu ce, nu, cu bancul, chestii, așa a fost și toate. Ați zis dumneavoastră, nu zic nimeni nimic. Dar, totuși, dacă începe campania asta, aș vrea să fie totuși o campanie. Suntem în anul 2020, avem probleme cu epidemia, avem probleme cu altele. Hai să fie mai o campanie cât se poate de sinceră și de omenească. Și să nu mă aruncăm în răi, nu și altul. Nu știu, sincer, nu știu, nici din Facebook, eu n-am nici Facebook, nu mă interesează. Și ziarul la Bacău, dacă l-a făcut, ce l-a făcut la Bacău? Doamne, nu-i vinovat, zic eu, sub nicio formă, sau Popa, cu avut influență. Nu că Popa, PSD-ul în general, a blocat proiecte și nu a venit bani la Consiliul Județean datorită lui Popa. Lui PSD-ul. Eu nu cred că cineva are influență la județ, la Bacău sau la București. Sincer, eu câte necazuri am avut și probleme, pe care le știți cu toții, eu nu aș dat nimic dumneavoastră la PSD-ul să văd la cineva la ușa lui Dragoș, Venea sau la cineva. Venea, am dus crucea, singur, nu ce problemă. Deci n-am avut influență asupra partidului PSD de la județ. Și eu nu cred că cineva a avut, băi, nu-i dai bani lui X sau îi dai lui Y. Nu știu cum Dumnezeu să mă iertă, ne uităm în jur, că fiecare se uită și aici e chestia, că poate sunt nemulțumiri. Că fiecare se uită, ce în satul respectiv, ce în satul ei, ce la vecini. Și noi trebuie să învățăm un pic și să mai fim orgolioși. Lăsăm un pic orgolioși la o parte, să facem front comun, sau cei care o să vină după noi, după alegeri, să faceți front comun, că o să fie câțiva consilieri care o să fie și în consiliul local următor, de pe liste, și faceți front comun, să faceți ceva pentru societate. Nimeni nu e absurd. Și am spus de multe ori în ședințe, doamne, când bat un pui și pun un țeluș aici, e pe timpul lui X. Dar sunt până la multe chestii. Pe la șapata de timp. Da? Lăsăm diferența la Remus. Și eu plătesc impozite și dacă mi-aduceau o remorcuță de balat la intrare la mine la bar sau la în într-adevăr, eu mi-am dat la singur lucrul așa. Nu facem diferență. Ca să nu mai vorbesc frate. Și cu asta am cer scuze și am încheiat. Domnul Cernu, eu am zis să nu respect pe cineva, respect pe toată lumea. Și pe dumneavoastră, și pe domnul Popa, respect pe toată lumea. Nu te denigrezi persoane și nu. Eu spun doar ce am fost acuzat. Și dumneavoastră, dacă primeați mesaje în privat de amenințare, eu nu vreau să iau cuvântul, dar eu iau cuvântul. Pentru că nu mi se pare normal să implicăm familii, să implicăm pe cei dragi, și să încercăm să intimidăm. Nu, hai să facem o campanie corectă. Și școala, nu că nu s-a făcut la momentul potrivit. S-a făcut exact cum a trebuit. Și nu cred că era o investiție mai importantă decât școala. Nu!
riscam, știți foarte bine, n-aveți cum să nu știți situația care era la școală înainte. În trei case, știți foarte bine. Știți foarte bine că ați intrat de atâtea ori în și la acea școală. Se învăța simultan. Riscam ca copiii noștri să nu mai învețe încă un an de mare. Corpul B nu știu dacă știi deci, că riscam copiii noștri să nu mai învețe încă un an de mare. Nu cred că este blestem mai mare să nu poți să duci copilul la școală. Să te duci să faci naveta cu un copil de 2-3 ani, sunt oameni care nu au mașină, nu au automobil. Să te duci iarna, să duci la grădiniță, la Măiniști, sau la Mugirești, sau la Tescan. Acum ți-a de la poartă. Da. Nu cred că era cu asta închei. Nu cred așa că era... Nu cred că era o investiție mai importantă decât școala. Era s-o da? Și o mică paranteză, și o mică paranteză fac. O familie săracă, care are un copil și îl ține în școală, și reușește să-l ducă la facultate, cu sacrificii, cu greu, cu haine rupte, și l-a scos om. Cum o priviți dumneavoastră pe acea familie? Ca o familie luptătoare. Este? Ei, asta îl privesc eu pe primarul de acum. Cu fonduri puține, tărpălit prin glot, prin noroi, prin praf, a scos-o la cap. Și aici, vă mulțumesc. Deci am discutat de școala de la Ardeoani din mult timp și totuși acum am rămas surprins de articolele apărute în ziarul Deșteptare acum câteva zile, când, având cea mai frumoasă școală, cred că din județ, fără să ne lăudăm acum, domnii din opoziție au ajuns să se pozeze cu o grădiniță aici, aflat pe marginea Tazăului Sărat, paragen care este predată unei fundații. Am zis că vor să fac un after school. Deci, denotă denaturare de situații. La fel ați făcut și cu podul de la Ardeoani. Deci v-ați pozat pe podul la Ardeoani, care în urma viitorii s-a tasat o pilă, dar n-ați nimerit pe podul la Leontenești, care e unul dintre cele mai mari poduri. Dar a durat 15 ani. Da, nu mai contează. Dar contează. De-a lungul anilor, PSD-ul și-a bătut joc de comuna Ardeoani maxim. Deci când a fost vorba de alocare de sume și de finanțare de proiecte, comuna Ardeoani a fost trecută la și alții. Deci noi n-am avut loc niciodată. Din simplu motiv, pentru că primarul nu s-a băgat în ocir la lor, nu s-a amestecat cu minciunile și cu nesimțirea care există în PSD. Dar totuși, ca să spun și un lucru bun despre PSD, între ghilimele, ne-a ajutat. Pot să spun din două motive. Unul, când noi nu aveam salarii, ei aveau bani să închirieze avion ca să aducem manifeste în comuna Ardeoani. Doi, au reușit să ne ducă în starea de insolvență în urma construirii unei școli, care acum e bună. Până acum era mare, era nu știu cum, mă rog. După ani și ani grei, care nu cred că se pot exprima în cuvinte, calvar a fost, am reușit să ieșim din insolvență, școala a rămas acolo, e plătită, bun, de un an și ceva s-a încheiat cu insolvența, s-a trecut la treabă. S-a realizat niște obiective foarte importante și s-au implementat niște proiecte care de data asta au finanțare. Acum, ce să spun, e bine, dar aș vrea să îi dau putere primarului să meargă mai departe, să ducă la bun sfârșit lucrările începute, pentru că știu că a muncit foarte mult și a depus mult efort și a pus mult suflet. Pentru ca cetățenii acestei comune să poată să fie mulțumiți. Și mă rog ca cei care se ocupă de licitații și de achiziții să-și facă treaba ca aceste proiecte să poată fi implementate. Implementate sunt. Să ne apucăm de lucru în cel mai scurt timp posibil. Mulțumesc. Domnul Rusu. Stai jos, nu stai. Da, permite să nu, că nu stai jos. N-am răbdare. Stai jos, n-am răbdare.
n-am răbdat ca să dau jos. În primul rând, vă spun, la modul cel mai sincer, îmi scuzați, poate că nu pot să vă arăt prea tare, știți problemele mele. Mă bucur foarte tare că fac parte din echipa domnului primar, de acum Victor, dar în același timp sunt foarte, foarte tare mâgniți și jigniți. Jigniți, vă spun la modul cel mai sincer, că sâmbătă dimineața mai bine nu mă duceam la poartă și am găsit un ziar. Păi, fraților, eu cred că v-ați sfătuit cu toți când ați fost acolo la ziar, nu? Poate că ești tu mai iritat, noi suntem aproape de aceeași vârstă. Sau nu știi nimic. Noi luăm de bază ce sunt marandaite acolo. S-a dat eu de bază ce spui din... Nu-i vorba de smarandaite. Îmi cer scuze. Îmi pare foarte rău că n-am cu ce să mă prezint în fața dumneavoastră. Dar vă spun asta, că am ajutat o biserică de la Iriești, care domnul primar a fost tot timpul alături de mine. Și acum două ședințe în urmă, domnul Popa, eu am fost foarte tare jignit. În ce sens? Eu am făcut parte din toate comisiile de recepție, unde dumneavoastră a spus că domnul primar n-a făcut absolut nimic. Școala. Eu asta mă întreb dacă măcar și cunoaște suprafața școlii care este. Și câte săli de clasă are și câte laboratoare are. Săli cu laboratoare. Hai să vă spun eu, ca să nu ziceți că am început discuția și nu știu. Deci are o suprafață de 1228 de metri, 23 metri pătrați, are 15 săli de clasă, unde nu se pune problema acum, în cazul nostru de epidemie, care copiii unde se învețe, așa mai departe. Și este cea mai performantă școală din toată țara. Să nu uitați asta. Exact. Și să nu uităm, nu exagerez. În toată țara nu chiar așa, domnule. Doamne, eu cred că e dotată din toate puncte. Dotată din toate puncte. Dotată din toate puncte. Discutăm altădată. Da, nu am mai discutat. Și problema e felul următor, că ce-am mai zis noi, că are 3 laboratorii și 5 sări de clasă și mai are și ALA, apărarea locală antiaeriană, care poate să adăpostească peste 300 și ceva de persoane. Știați asta, da? Dacă nu vă aduc eu la cunoștință. Dar puteți să vă interesați, ca să ne discutați de școală, cum a fost și așa mai departe. Nu pot să uit niciodată. Vă aduceți aminte, domnul primar, când mă trezeați noaptea la ora 1 sau la 2 și plecați ca să aduceți fonduri pentru școală la toate ministerul de dezvoltării și așa mai departe. Și aia ne cu mine că care să ne facem mai obținem și niște bani pentru biserică unde vedeți bășor activitatea. Da. Și nu mică mi-a fost mirarea că în data de 10 mai conform monitorul oficial care mi l-a dus domnul primar ne-a fost repartizat la biserică cât? 600? Citeți dumneavoastră, ca să nu citesc eu. E citat? Da, da. 600 de milioane, da? Da, 600 de milioane. 600 de milioane, vechi. Da, aici, ce am scris aici? Acești bani au fost repartizați bisericii, construcții la... În construcție, da. Sunt împărtați, Constantin și Elena, că aici e anchetul la așa. Deci, cifrarele, la... Așa, domnul primar Victor Grăcon. Care? Domnul Răzvan, da. Când mai scris ceva prin ziare și așa, am consultat tot. Dar căminul nu l-a văzut, că domnul primar l-a făcut
primăria care a făcut-o. Scrii pe mic cultural, cer scuze, că aveți o vârstă. Scrii pe mic cultural acolo, i-ați dat sigla jos și ați transformat în magazin pe mine. Domnul... Nici o activitate culturală nu s-a desfășurat pe mine. Nu pot să spun, cer scuze. Domnule, eu am 50 de ani de când sunt aici și cunosc problemele. Să fiți sănătos. La fel și dumneavoastră. Și mai departe. Dacă unii dintre noastră nu aveți... Cât mai obiectă. Da. Problema este în felul următor. Nu mai faceți treburile. O știi că eu am toată încrederea în tine, mai tragic urechi, nu faceți treburile astea. După 4 mandate de când sunt primarul Comunei Ardea și prin calvarul pe care l-am suportat din partea PSD, aș putea să scriu 3 romani. Dar mulți dintre dumneavoastră știți și n-are rost, am să mă rezum doar la acuzele pe care mi le aduce domnul Popa. E o discuție telefonică cu Colai Diaconu. Nu pot să spun că nu am avut. Am avut din cauza că au făcut niște afirmații urâte și m-a făcut hoț, golan, că am furat banii de la pod de la Leontenești și mi-am făcut pensiune. O dus în eroare toți cetățenii Comunei Ardean prin de umblat, că nu am niciun proiect și la Ardean nu o să fac asfalt. Și mai multe alte chestii. Ei, l-am sunat și i-am spus, Colai, nu este frumos. Tu ai lucrat la mine, știi destul de bine ce ai făcut în secție, da? Și n-ai vrut să mai discutăm. Deci, te rog frumos, abține-te. Chiar dacă te-a învățat cine te-a învățat să îmi aduci tot felul de acuze, te rog frumos, abține-te. Deci, asta a fost discuția cu domnul Colai Diaconu. Lasă-mă. Ce? Vă rog frumos, domnul. Haideți, vă rog frumos, eu n-am intervenit, n-am întrerupt pe nimeni. Așa nu vreau să mă întrerupt pe nimeni. Lasă-mă, lasă-mă. Referitor la acuzele foarte, foarte grave care le face domnul Popa, că asta este un om când este slab, când este mic și nu a demonstrat nimic în viața lui, el nu face altceva decât să se victimizeze și să mintă. Cum a făcut-o de când sunt eu primar al Comunei Ardeoan, el asta a făcut. Că l-aș fi înjurat, i-aș fi făcut nu știu ce prin fața primăriei, păi niște minciuni scruntate. Și dacă tot a spus de insolvență că eu am dus Comuna în insolvență, domnul Popa, Guvernul României, indiferent cum s-a chemat la vremea respectivă, Tăricianu, Georgescu, Ionescu, Popescu, prin hotărârea de guvern 1426, din octombrie 2006, v-am mai spus și știți lucrul ăsta, vreau să vă mai aduc aminte când vă intră bine în cap. Comunea Ardeoane s-a repartizat suma de 5 miliarde vei pentru construcția unui obiectiv de investiție. Deci nu pentru reabilitare, nu pentru obiectiv de investiție. După cum bine știți, orice investiție care se face în țara asta, nu tot timpul are sursa de finanțare asigurată în totalitate. Deci mie mi-a dat 5 miliarde pentru demararea lucrărilor. Ne fiind clarificat statutul juridic, și v-am mai spus lucrul ăsta, al terenului, deci ca să vedeți incompetența celor dinaintea mea, deci terenul pe care s-a aflat construită școala veche nici măcar nu era trecut în domeniul public și eu n-am avut de unde să știu lucrul ăsta. Eram și la început și mi s-a repartizat suma și nu aveam unde să construiesc școala. A trebuit să promovez acel proiect de hotărâre de guvern și să trec terenul în domeniul public. În octombrie 2008 s-a trecut terenul în domeniul public și am demarat procedura de achiziție. În data de 20 octombrie 2009 s-a ținut licitația
În 26 noiembrie, octombrie 2009, am încheiat contractul de execuție și pe data de 2 noiembrie 2009 a început lucrările la acel obiectiv. În data de 3 noiembrie 2009 am înștiințat, am făcut nota de fundamentare și am înștiințat Ministerul Educației. Am fost personal la domnul secretar de stat Baba și am înmânat acea notă de fundamentare prin care am înștiințat Ministerul că Primăria Ardeoane a încheiat acel contract de execuție lucrări cu firma care a câștigat licitația și i-am rugat ca în bugetul 2010 să prindă acea sumă pentru achitarea contravalorii situațiilor de lucrări. Totul a fost bine și frumos, m-a trimis la inspectoratul școlar și a spus, da, este foarte bine că ați venit aici, mergeți la inspectoratul școlar să facă inspectoratul școlar notă de fundamentare, să atașeze nota de fundamentare a primăriei, lângă nota de fundamentare a inspectoratului să o transmită. Am ajuns la ora 4 în Bacău, datele astea nu vine a spus niciodată, am ajuns la ora 4 în Bacău de la București, am lăsat acea notă de fundamentare la secretară, nu mai era nimeni la registratură. A doua zi am luat legătura cu domnul Fuiagă, domnul inspector general, domnul inspector general de la inspectoratul școlar și știa de acea notă de fundamentare, care a fost motivul de domnul Fuiagă, nu a promovat acea notă către minister, nu știu. Dar domnul Fuiagă, din cauza că nu a promovat acea notă, a plătit cu funcția, că a fost dat afară de prefectul județului Bacău în vara anului 2010, când școala era aproape gata. Când a văzut că școala nu este finanțată. Și indiferent cine spune, și ați vorbit foarte mult pe marginea acestui subiect, dacă ar fi la ora actuală să aleg între școala asfalt și altceva, tot școală aș alege. De ce? Și îmi pare rău că vreau să spun lucrul ăsta. Deci PSD-ul asta vrea. Vrea să fim dobitoci. Deci nu, noi vrem oameni civilizați. Iar Comuna Ardeoane a dat societății oameni de valoare. Deci asta vreți voi. După aia a început calvarul. A fost problema în 2010, problema finanțelor, care știți destul de bine, și nu s-a vrut să se achite contravaloarea acelor situații de lucrări. Vis-a-vis de domnul Iancu, că ați pomenit numele Iancu. Domnul Iancu, știți foarte bine majoritatea de aici, în 2012 mi-a călcat pe suflet și pot să spun că i-am mințit alegătorii mei, i-am mințit și recunosc lucrul ăsta, dar eu am mințit că și pe mine m-a mințit altcineva. Și m-am pus pe banner roșu lângă Iancu, mi-a promis că îmi va face tazlou și mai chită școala. După ce a ieșit și am scos 82%, acest Iancu, deputat PSD, n-am mai răspuns la telefon. Râs, domnul Popa, dar nu e frumos. Deci ăsta este stilul Partidului Social Democrat, de a minți lumea. M-ați acuzat că n-am continuat șanțurile la Duțu. Eu mi-aș dori din tot sufletul să pun, deci 70% din drumuri comunale, de mai cel puțin drumurile comunale au toate șanțuri betonate. 70% din, așa consider eu, 70% din drumurile din Comuna Ardeoane au șanțuri betonate. Restul urmează a fi betonate. Am început, într-adevăr, betonatul. De aici, de la Balan, de unde spuneți dumneavoastră, n-au mai fost bani. Deci am făcut cât bani am avut. Eu acum sufru și în iaur. Deci dacă am bani, continuă lucrarea, nu am bani, continuă lucrarea. Am avut discuție cu constructori și a spus. Au intervenit altele. Noi trebuie întâi să asigurăm funcționarea la instituția asta. Și apoi, alte lucruri, da? O să urmeze că șanțele sunt în autorizare încă. Încă mai avem timp. Mai prelungim autorizația. Nu este nicio problemă. Vis-a-vis de șanțurile care s-au construit săptămâna asta în punctul mundial la Andrei. Domnul Popa, în 2020, în luna iunie, Comuna Ardeoane a fost calamitată. Cum au fost și alte comune din jur. Solonțul și alte comune din jur. Și dacă tot vreți să știți, să știți bine, cu siguranță știți lucrul ăsta, eu atâta v-aș aminti. Prin acel comunicat prost, care l-a dat Smarandache,
Și așa se întâmplă și îmi cer scuze că folosesc cuvintele astea, dar întotdeauna, când primești o informație proastă de la un prost și ajunge la un prost, la fel de prost ia să-l comunica. Înțelegeți? Deci nu poți să-ți pui atâta, să arunci cu atâta noroi și să-ți bagi joc de atâtea instituții. În momentul în care există o calamitate naturală pe teritoriul unei unități administrative, noi avem un comitet local pentru situații de urgență. Comitet local care întocmește un raport. Avem șef SPS-ul care la rândul lui întocmește acel raport, îl aprobă primarul și îl transmite la instituția prefectului și Iisu Bacău. În urma acelui raport, prin ordinul prefectului, se delegă acea comisie și vine și stabilește pagubele din comuna respectivă și valorile. Deci domnul Sparandache nu a făcut altceva decât să jignească toate instituțiile astea a județului Bacău. Inspectorat de stat în construcții, instituția prefectului, Iisu Bacău, direcția de drumuri, Segheau și toate cele instituții care au venit și au evaluat pagubile de la Ardevan. Ni s-a acordat o sumă de 48.000 de lei, parcă 480.000 de lei pe acele calamități, bani care nu i-am cheltuit până acum. Dar culmea, pe data de 10, când am aprobat banii care au venit, când am rectificat bugetul, am dat și acea hotărâre, la modul general, cu acele ajutoare, vis-a-vis de, cum v-a spus doamna Fodor, cu cazul Mocanu. Noi nu am avut o hotărâre în felul ăsta. Să ajutăm familiile nevoiașe, familiile care au fost calamitate, în caz de un incendiu, ăștia la 416. Nu am avut din cauza că noi am permis. Ei, am dat acea hotărâre la modul general, urmând ca astăzi, după cum bine știți, am dat hotărârea pentru familia Mocanu, dar nici de cum, deci nici de cum, cum am mințit prin acel comunicat, că am primit banii și eu mi-am închipuit acele calamități și banii voi împărți la fiecare membru al familiei, după bunul meu plan. Deci nu este adevărat, asta este o minciună foarte mare. Dacă tot ați discutat de arierate, deci Guvernul României, când a semnat în 2013 cu Fondul Monetar, deci le-a atras atenția să reducă arieratele, indiferent cum s-a chemat acel guvern. Da? Cu toate că Guvernul României a alocat Consiliul Județean, nu mai știu, prin 3 sau 4 hotărâri de guvern, sume pentru achitarea arieratelor, și eu cred, după mintea mea, 80% din arieratele județului Bacău se regăseau la Ardeoan prin construcția școlii. Deci, domnul Dragoș Venea nu a alocat un leu comunei Ardeoan. În 2013, în decembrie, când a semnat pentru 2014 să elimine arieratele, la fel, nu a dat decât printr-o singură hotărâre de guvern 5.000 de lei în condițiile în care aveam 50 de milioane. Nu, dacă vreți, când dăm voi, doamna, adică i-a așteptat la serviciu. Da. Deci 50 de miliarde. Aveam datorii de 50 de miliarde. Domnul Dragoș Venea mi-a dat doar 5.000 de lei. Deci a dat, efectiv, a dat bani la mișto, dar în schimb, au dat în altă parte unde au fost acele arierate fabricate, ca să nu zic altfel. Iar dacă dumneavoastră, domnul Popa, vedeți că ați spus în acel ziar că, domnule, 16 ani, de acolo n-a făcut nimic în comuna Ardeoan. Domnul Popa, v-a spus și o spun până noi muri. Mă mândresc că am rezolvat, am rezolvat problema infrastructurii școlare la Ardeoan. Vă spun acest lucru, în 2004, când am candidat și am fost la deschiderea anului școlar și am intrat în sălile de clasă, nu mai intrasem de 20 de ani în școală, că na, serviciu, străinătatea, n-am mai avut ce să caut în școală. N-am avut copii la școală. Când am intrat în 2004 și când am văzut ce e în școala aia, jumătate în aceea zi, pe data de 15 septembrie 2004, am blocat jumătate de școală. Corpul B, domnul Cerbu, poate știe.
Așa, am blocat asta, domnule. Aici se întâmplă o catastrofă, e un pericol foarte mare, atât pentru copii, cât și pentru cadrele didactice. Și am venit la Consiliu și în prima ședință de Consiliu a spus, și era domnul Costică Preșcău și a spus, nea Costică, dacă nu reușim să facem o școală pentru copii ăștia, degeaba stăm aici. Am făcut toate demersurile necesare și abia în 2016 mi-au alocat acele sume. Și încă o dată vă spun, dacă ar fi și acum să aleg între școală și alte investiții, tot școala să alege. Domnul Popa, sunt foarte multe comune în județul Bacău care tânjesc și în anul 2020 după apă curentă. În 2007, în comuna Ardeoani, sistemul de alimentare cu apă deja era funcțional. Am tras o groază și am tras cu sistemul ăsta, ferească Dumnezeu. A fost proiectul întocmit așa cum a fost întocmit. În 2004 toamna au vrut să oprească investiția, că așa au vrut anumite persoane, dar a făcut front comun cu primarul Dobrovăț de la Podor și primarul Dobrovăț? Nu, Dobrovăț la Podor, nu. De la Măgirești, Ulea. Și nu am acceptat să nu continui. Acest program a fost prin Ministerul Dezvoltării, Ministerul Transporturilor, am mers la București, în fine, am continuat sistemul de alimentare cu apă, dar comuna Ardeoani are sistem de alimentare cu apă. Da. Podul la Leontenești, te rog frumos, nu te-am întrerupt, te rog frumos. Podul la Leontenești, deci podul la Leontenești. În urma calamităților din 2005, podul a început, a fost aprobat acel pod, da? Din cauza că n-am fost pe aceeași baricadă și n-am răspuns la comenzile politice al Benea și n-am fost de acord cu... Vreau să mă opresc cu discuții, nu vreau să spun aici, dar știți la ce mă refer. Mi-au oprit sursa de finanțare. Deci nu mi-a mai dat un leu. Am făcut până în 2007 situații de lucrări de vreo 11, 12 miliarde, 13, nu mai aduc aminte. Așa, le-am achitat, am intrat cu școala în construcție și n-am mai putut să mă mai ocup și de pod, că nu aveam cum. Dar, cu ajutorul bunului Dumnezeu, uitați că acum trecem pe pod, e cel mai lung pod, așa cum spunea și domnul Moise, e cel mai lung pod de peste râul Tazlău Sărat. Și aici am întâmpinat o groază de probleme cu constructorul. Încă de la alineamentul grinzelor. N-am vrut să țină cont că lumea este încăpățânată. Nu ascultăm noi de primar. Nu a turnat betoane așa cum, nu cum vrea primarul. Cum sunt în, cum le-au avut în caietul de sarcini și cum au fost în proiect. Au stricat toate periurile. N-am vrut să accept, n-am vrut să semnez recepția. Deci au stricat toate periurile. A stricat Lisa, a turnat-o odată. Am pus acum, o stricat-o a doua oară, acum toarnă pentru a treia oară Lisa. Până nu iasă cum e cam proiect, deci nu-i las, indiferent ce se întâmplă. Am primit tot felul de amenințări, au fost tot felul de intervenții. Nu cedeți, fraților! Deci nu cedeți, că asta e situația. Domnul Popa, v-aș mai spune încă un lucru ca să... Bine, sunt foarte multe lucruri de spus, dar... Dumneavoastră spuneți aici, mă uit prin viziar și nu vreau să citesc mai mult, că chiar... Și că eu vin la primărie să muncesc pentru oameni. Nu să încasez un salar în fiecare lună. Nu știu la ce v-ați gândit dumneavoastră la lucrul ăsta. Salarul dumneavoastră care l-a încasat de 16 ani. Foarte frumos. Bun. Eu am cu ce să ies în fața lumii și am ce să le explic. Și am făcut mai mult, cu toate piedicile astea, am făcut mult mai mult decât au făcut alții. Domnul Popa, aduceți-vă aminte și atât vreau să vă spun și să știe toți cetățenii comunei Ardeoani că dumneavoastră, numai la anul 2018, i-ați dezamăgit pe cei care v-a trimis aici. Dumneavoastră, nu ați vrut, citați, am trecut aici cele mai importante proiecte de hotărâre la care dumneavoastră nu ați binevoit să participați la ședințe. Deci, dumneavoastră nu ați venit, ați boicotat. Hotărârea numărul 5, hotărârea numărul 6, hotărârea numărul 7, hotărârea numărul 8, hotărârea numărul 10, hotărârea numărul 11, hotărârea numărul 12, hotărârea numărul 13, hotărârea 14, hotărârea 15, hotărârea 16, hotărârea 17, hotărârea 21, 22, 23, 25, 26, 27, hotărârea 36, 37, 38, hotărârea 41, 43, 45, 59, 60 și 63. Aveți un număr de... Dovezi clare, domnule, dovezi clare. Să nu mai vorbim niciodată. Domnul, 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 dom
Părinte, domnul secretar. Din momentul ăsta m-a ridicat șapte. Domnul secretar. Nu poți să spui. Dumneavoastră, domnul secretar, domnul Popa, dumneavoastră ați prejudiciat bugetul comunei Ardeoani. Eu? În 2018, prin neachitarea dumneavoastră ați întocmit un număr de aproximativ 200 de contracte de arendă și acte adiționale și ați achitat doar 42. Aproximativ 18 milioane ați prejudiciat. Când ați văzut că e bâjă și am sesizat chestia asta, s-au achitat. Și domnul Popa, și duceți în curtea aceea. Oameni buni, oameni buni. Nu se poate, nu se poate. Oameni buni, așa cum am promis în 2009, lăs, domnul Popa atâta știe, de asta un laș fuge. I-a spus să avem o confruntare directă să vadă cetățenii comunei Ardeoane. Capacitatea primarului, așa cum zice dumnealui, că eu sunt mai incult decât el, și capacitatea dumnealui. Dar atunci când ești mic și nu faci față la o chestie de genul ăsta, dai bine cu fugiții. Așa cum ne-a spus cadrul didactic în 2009 la deschiderea anului școlar, că dacă ne ajută bunul Dumnezeu, o să începem anul școlar 2010-2011 într-un sediu de școală nou, așa le promit cetățenilor comunei Ardeoani, cu toate minciunile pe care le-au spus domnul Popa, prin comună, când nu se va face asfalt, eu am proiectele aici, am extras de la Compania Națională de Investiții cele două proiecte de asfaltare care se văd destul de clar, unul de 51 de miliarde 813.000, așa, este în achiziție și săptămâna care vine intră următorul. Înțelegeți? Deci în toamna asta, că vrea domnul Popa, că nu vrea, deci acel asfalt se va face. La fel se va face și canalizarea, la fel se va face și școala de la Leontinești, la fel se va trage și gazul. Știu că dumneavoastră nu-mi convine lucrul ăsta. Dar el ar trebui să ies în fața cetățenilor să spună lucrurile astea. S-ar trebui să spună că domnul Popa zice că n-a prejudiciat bugetul comunei. De ce numai în 2017, numai el, pe persoană fizică, avea aproximativ 130 de milioane datorii, în afară de societate, la bugetul local? Dacă i-am spus, domnul Popa, achitați-vă, că dacă eu am 2-3 ca dumneavoastră, nu pot să fac absolut nimic. Până nu l-am amenințat că voi merge în instanță, nu a avut să plătească. Ceea ce este cel mai grav, au mers prin comună și au spus că primarul face casă familiei Mocanu. Da. Nu, fraților. Deci nu este adevărat. Deci familia Mocanu, așa cum v-a explicat și doamna Fodor, a fost monitorizată 3-4 ani de zile. Anul trecut, în 2019, a fost inclus într-un program de ajutorare. Am avut discuții cu domnii de la direcție și au spus, domnul primar, noi punem 200 de milioane, dumneavoastră puneți măcar 10% și hai să facem ceva pentru amărâți ăștia. Eu n-am văzut familia Mocanu nici să meargă să dea în cap la cineva, n-am văzut nici murdar, am intrat în casa aia de atâtea ori. Copiii am văzut spălați, am văzut hrăniți și cu ce sunt de vină copiii? Că părinții nu au avut posibilitate și sunt mai mulți frați. De asta suntem noi aici, ca să îi ajutăm. Vis-a-vis de hotărârea care a dat-o pe 10 august, cu ajutoarele pentru familiile defavorizate sau în caz de calamități naturale, eu vă promit imediat cum ne permite bugetul, că de acum am intrat în linie dreaptă și asta îi deranjează. Imediat cum ne permite bugetul, trebuie să facem ceva și pentru copiii de la școală. Din cauza că școala Ardeoani a dat copiii de valoare societății și ar trebui să punem niște bănuți în buget și pentru premiere. Premiul 1.
premiul 2, premiul 3. El n-a spus niciodată. Deci n-am putut să fac din buget lucrurile astea, că știți destul de bine prin ce am trecut. Dar de ce nu spune domnul Popa că, domnule, hoțul ăsta de primar, din 2007, și știe toată lumea lucrul ăsta, din 2007, face banchetatări la clasa 4-a cât și la clasa 8-a, gratis. Și invită toate cadrele didactice. Deci toate cadrele didactice. De ce nu spune lucrurile astea? Dacă noi nu implicăm să facem ceva pentru copiii noștri, o să murim. Uitați-vă dumneavoastră, vă rog frumos, domnul Sandu, că știu că v-am plictisit, dar uitați-vă dumneavoastră, uitați-vă dumneavoastră, în luna lui iulie și începutul lui august, vin mașinile din Italia, Spania, Germania, Marea Britanie, toți părinții, bunicii, bucuroși, zâmbete, veselie. Și la începutul lui septembrie începe jara cea mare. Pleacă copiii, pleacă nepoții, toți pleacă afară. De ce? Din cauza că, indiferent ce spune domnul Popa, PSD-ul a fost la guvernare din 90, după perioada post-decembristă, că a fost PSN, PSDR, PSD nu știu mai cum, și PSD-ul ne-a dus în situația asta. Deci, stăm și ne uităm cum ne pleacă valorile. Noi nu mai avem tractoriști, noi nu mai avem frezori, noi nu mai avem strungari, nu mai avem nici medici, nu mai avem nici cadre didactice. Deci toți ne pleacă afară. De ce? Cine a dus țara în haosul ăsta? Eu nu am răspuns la comenzile politice, de asta sunt acuzat de tot felul de chestii. Nu m-am supus nimănui și nici nu o să mă supun. Nimănui. Atâta timp cât sunt drept și fac tot ceea ce trebuie să fac pentru comunitatea mea, nu mă supun. Dar tu, care minți atâta, prin comună, că vei face, că va fi lapte și miere, și tu ai sute de milioane, ai avut sute de milioane de datorie, ai prejudiciat că n-ai vrut, tu ai făcut chitanțe la Xerox, ai dus în eroare fata, că prima dată am crezut că e o complicitate. Am vrut să dau fata afară pentru treaba asta. Și într-adevăr s-a constatat că au fost niște chitanțe puse xeroxate. Doamna Marcela a zis că, domnul primar, dacă este greșeala mea, pun banii. Și până la urmă au venit și au depus acei 17 milioane și nu știu ce, și nu știu cât. De ce? De ce faci de asta? Tu spui că este aproape de oameni. Când vei face tu, tu n-ai avut grijă de familia ta. Tu nu ești în stare să-ți conduci familia. Și ești în stare să conduci o comună. Deci, cam astea sunt. Iar, de ce nu spune de Marcica Camara? O căzut casa pe ea, da? Și Marcica Camara a ajutat foarte mult lume. Pe la magazine, pe acolo, pe acolo. Nu fac nicio trimitere, domnul Cernu. Nu dați din cap. Nu știu, dar păi că confirm că a ajutat foarte mult. Da. Femeia era cu un handicap de demență. Atât au dus-o capul, o tăiat lemne. De acolo a căzut casa pe ea. Și vreau să-i mulțumesc public domnului Cotărleț că a salvat-o. Deci a căzut casa pe femeia aia și a ținut-o 3 luni de zile în spital, n-avea pe nimeni. Mă duceam și eu cu angajații primăriei, duceam ce trebuie. A luptat un an de zile ca să-i fac certificat de grad. De ce nu spune lucrurile astea? Împreună cu Merlușcă, cu vicile, cu doamna Fodor, două la comisii, la el comisii. Acum am reușit, i-am fost certificat de grad, am internat-o într-un centru. La fel cum am făcut și cu Smărândel. Eu murit maică, s-a murit taică-s-o. În centru. Sora la Marcica, Viorica, la fel. Cu gradul 1 și pe ea am internat-o tot în centru. De ce nu spune lucrurile astea? De ce nu spune că până în 2004 erau sectoare de drum în comuna Ardeane unde puteai să pui cartofi? Și știți lucrul ăsta. Pe Bejinăret, toată Dianca, pe Căricuș, la Sorin Muntenașul și pe foarte multe artere, chiar principale. Puteai să pui cartofi, nu era palat, nu era nimic. De ce nu spune că am făcut numai la drumul național 130-140 de potețe și sute în comună? Toate șanturile betonate, toate drumurile sunt practicabile. Am ajutat bisericile atât cu cât am putut. Dar am ajutat la Ardeu în casă practicală. Bineînțeles cu contribuția Emoriașului, am făcut gard și la Ileș la fel, și la Leontenez la fel, și în
am ajutat și Biserica la Deanca și Biserica Catolică. Da, și tot domnul Popa a spus în 2010 când a făcut gardul la Biserica Catolică, care a fost, care sunteți mai, care a fost în Consiliu în 2010. Cunoaștem. Știți când a spus, ce faci în gard acolo cu 20 de familii? Nu, domnule, sunt plătitori de taxe și impozite și au aceleași drepturi. Și nu trebuie să fugim numai după voturi. Ei acum, el acum, în, cu o lună zile înainte de a începe campania, el să rămână la toată băbuța, vorbește cu toată lumea, dar 4 ani de zile după aia îi face proști. Că nu știe, nu știu să voteze. Ba mai mult, intră cu hapca peste toate terenurile oamenilor, cu voie, fără voie, ea nu contează. Și ăsta este motivul care îl vrea neapărat. Eu nu mi-am pus copiii nici politic, nu mi-am angajat și nici mi-am angajat la instituție de stat. Ca să fie clar. Și îmi pare rău că... Dar proiectele sunt clare, sunt... Deci asfaltul va începe în toamna asta cu voia lui Popa sau fără voia lui Popa. Asfaltul va începe și trebuie să știe toată lumea. Spune că o luat o cara, nu știu cine, ce-am stricat din șanturile alea. Păi ce vrei să fac? Dar cum crede că e de trebuință și să-și ia? Ce să fac cu ele? Mă duc ca să ce? Să cheam Romprescu să plătesc? Să ia betoanele alea? Sunt betoane care au rezultat din demolarea șanturilor. Dar el nu știe ce să mai vorbească. Spune că folosesc mașina primăriei. Da, uitați că mi-am stricat 4 mașini noi în primăria asta. Deci 4 mașini noi mi-am stricat în primăria asta. Iar eu dacă mă duc, lui se pare că fac naveta. Nu! Eu plec la ora 1 noaptea la București, plec la ora 4 dimineața la București, ajung de la ședința sau de unde ajung la ora 8, la ora 9, seara. Și seara, ajung la ora 8:30 acasă. Dar el nu știe lucrul ăsta. El știe... L-au învățat acolo băieții de la Bacău să mintă sau nu știu ce. Podul Ardioan intră în reabilitare și ăsta, și ăsta e trecut aici. E și prins la finanțare, nu... Vă mulțumesc. Și îmi cer scuze dacă am mai explicat. Prinde frizată pe problema de și totuși, dacă... Îmi cer scuze, dacă... domnul Popa zice că n-a făcut nimica, hai să-i spun ce am făcut eu mandatul ăsta. Deci am finalizat lucrările la podul de la Leontenești. Lucrări care se văd, da? Am asfaltat drumul comunal 178 de Leontenești, până, adică din DN2-10 până în centrul satului. Prin fonduri proprii, știți lucrul ăsta. Am amenajat rigole din prefabricate și monolit aproximativ 2 km la Leontenești. Am amenajat rigole din prefabricate în satul Ardeoani. Din monolit la Muntenașul. Am reabilitat și reconfigurat și reprofilat albia lui Tazlău Sărat. Am reabilitat toate pâraile. Frasinul, Bănășoaia, Ardeoani, Bejenia, Hațașul, Mărzăneștiul, Crăitan, Dăsmiescu Victor, Olaru, Teodora și toate șanturile de scurgere a apelor pluviale. Lucrări de apărare de maluri la Munteanu, unde am dus țeava care am recuperat-o de la Munteanu și am bătut-o la Munteanu acolo unde fugea repa și am pus plasă. Ne-a costit cu țăștie. Amenajare de podiță, de acces la proprietăți, pe tot teritoriul comunului. Cine a vrut intrare la proprietate, am aprobat și am pus tuburi. Poate mă acuză și pe mine că poate mă acuză iar că am făcut cu zile rigoare și face cea la frasă de acolo când avem publica la bucăți. O să o rezolvăm și pe aia că stricăm punte, am zis-o. Am reprofilat drumurile de exploatație agricolă. Și știți lucrul ăsta. Am modernizat iluminatul stradal. Tot ce am luat de pe drumul național am dus în ulițele adiacente. Iar aici, la drumul național, am pus lămpi cu LED. Și știți lucrul ăsta. Am montat coșurile stradale. Am făcut stațiile de autobuz. Și stații, zic, arată foarte bine. Am dotat parcul auto cu tractor cu remorcă. Încărcător frontal. Vola. Tocător de iarbă. Autoutilitară dotată cu răspânditor de materiale, asta care am luat-o pe gal. Am întocmit documentații pentru toate proiectele, avem documentația pentru toate drumurile din comună, întocmite, depusă la Ministerul Dezvoltării, ca să mă repet, și avem și finanțarea pentru ele. Am întocmit documentații pentru
canalizare, întocmit documentație pentru podul Ardeoan, întocmit documentație pentru gaz și pentru școala Leontenești. Și bineînțeles că ar fi foarte multe de spus, dar eu prim aici ca să nu vă mai plictisesc. Vă mulțumesc!